Pentru rețeta de pui vom avea nevoie de un pui, deci l-am spălat, l-am curățat. Voi forma o marinată din 50 de ml de sos de soia, o lingură mare de bulion de roșii, 50 de ml de ulei de floarea soarelui. Asezonez cu piper, curry, cimbru, fulgi de ardei iute, usturoi, sare, 3-4 căței de usturoi, sare, boia de ardei dulce și voi avea nevoie de zeama de la jumătate de lămâie. Și în plus vom avea nevoie de hârtie de copt și folie de aluminiu. Formez marinata într-un bol, adaug toate ingredientele pentru marinată și amestec. Voi unge acum puiul cu acest sos marinat. Voi desface chiar și pielița cu grijă și voi unge cu sos chiar și în interiorul pieliței aici. Acum desfac o coaie mare, în așa fel încât să fie de ajuns să strâng puiul din folie alimentară pentru început. După care, să fie de foc. Așez acum puiul. Voi pune și sosul rămas. Și împachetez foarte bine puiul, în așa fel încât să nu prindă aer, da? În nicio parte. Voi așeza eu puiul într-un vas de lut. Dumneavoastră puteți să folosiți, dacă nu aveți vas de lut, o oală cu capac sau un vas pentru cuptor cu capac și așez puiul în acest vas pe mărgini. Voi pune apă. Puiul va fierbe atât în apă, cât și în sosul din interiorul foliilor. Și plus că nu se va arde folia. Cam 200 de ml de apă, să zicem. Pun capacul. Și dau acum tava la cuptor la 230 de grade pentru aproximativ 2 ore. Dragi prieteni, după ce puiul a stat în cuptor aproximativ 2 ore, am scos, voi îndepărta acum folia și vedem împreună rezultatul. Dragi prieteni, alături am făcut și câțiva cartofi cu usturoi. Vreau să vă arăt cât de fragedă este carnea și cum se desprinde de pe os. Uitați cât de minunat arată! Eu vă recomand numai decât să încercați și dumneavoastră această rețetă minunată. Acum vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem la rețeta următoare. Să punem și puțină din sos, sosul lăsat de pui.
Arată minunat. Sper că v-am convins, dragi prieteni, cât este de delicioasă și fragedă carnea de pui preparată cu acest sos.